Peste 300 de tineri giurgiuveni au participat pe 28 septembrie la Bursa Locurilor de Muncă pentru Absolvenți. Agenții economice au oferit 399 de locuri de muncă, însă au fost selectați puțin peste 200 de absolvenți pentru a da probe de lucru sau interviuri. Potrivit AJFM Giurgiu, 15 participanți la bursă au solicitat înscrierea la cursuri de formare profesională, iar 3 absolvenți au fost încadrați pe loc. Rămâne de văzut acum câți dintre cei selectați de angajatori vor trece de probele practice și câți vor face față interviurilor, având în vedere că tinerii sunt proaspăt absolvenți și nu au niciun fel de experiență pe piața muncii.